Elevii Colegiului Național Economic Teodor Costescu s-au luptat astăzi în finala concursului Ecoșah. Pasionații de jocul minții, aceștia au dat tot ce au avut mai bun pentru a câștiga titlul de cel mai bun șahist al liceului. Astăzi a avut loc atât semifinala cât și finala concursului Ecoșah, unde liceenii de la Colegiul Național Economic Teodor Costescu au concurat pentru locul întâi. Înarmați cu răbdare, aceștia au căutat cele mai bune mișcări pe tabla de șah pentru a se califica în etapa finală. La inițiativa elevilor din Consiliul Școlar al Elevilor, cu susținerea Asociației Elevilor Floarea de Colț din cadrul Colegiului Național Economic Teodor Costescu, s-a născut această idee de a înființa un club de șah. N-am mai avut până acum așa ceva în școală și am fost foarte încântați la a pune în practică ideea respectivă. Ca urmare, prima activitate din acest club de șah a fost acest concurs Ecoșah, care are astăzi semifinala și finala. Și sperăm ca pe viitor să implicăm cât mai mulți elevi și să concurăm și cu alte școli, de ce nu? Asta este ideea noastră. Această idee a fost exclusivă a elevilor pasionați de șah din liceu și a fost binevenită atât pentru liceeni cât și pentru profesori, care au fost încântați de această idee și care s-au mobilizat imediat în a-i ajuta pe elevi să desfășoare această activitate. Inițiativa a fost luată de elevii interesați de acest sport al minții și împreună cu cei din Consiliul Școlar al Elevilor, dar și cu ajutorul Societății Elevilor Floarea de Colț, a fost posibilă desfășurarea acestei activități. Astăzi suntem de fapt la a doua parte a unui eveniment început ieri, sau a cărui desfășurare a început ieri, dar inițiativa a venit în urmă cu o săptămână aproximativ, în cadrul Consiliului Elevilor, unde liderii claselor se întrunesc permanent și vin cu idei în ceea ce privește activitățile lor, la solicitarea lor, s-a ridicat problema unui club de șah. Unul dintre elevi, concret știind că există inițiativă și că are colegi interesați, el a venit cu propunerea, fiind convins că vor fi și alți interesați. Și în scurt timp am descoperit peste 20 de elevi interesați. Dintre aceștia, 16 au participat ieri la prima etapă, asta însemnând 8 meciuri eliminatorii ieri, urmate de încă 4 meciuri, runda a doua, cu cei 8 câștigători după primele meciuri. Astăzi avem semifinalele, rămânând cu 4 cei mai buni dintre acești 16, urmate de finală. Cum te-ai gândit la această inițiativă de a organiza un concurs de șah? Păi am început să joc șah, am venit la școală și prietenii mei m-au văzut jucând șah și s-au apucat și după aceea am zis să facem un turneu și m-am dus la Consiliul Elevilor și am propus ideea și este primul turneu de șah organizat de clubul de șah al liceului. Te-ai calificat în finală? O să joci în finală? Momentan sunt în semifinală, dar sper să ajung în finală și poate chiar să câștig. Clubul de șah al liceului are un mare succes printre elevi, având 28 de membri activi care vor să învețe cât mai multe despre acest sport. Deși nu joacă șah de mult timp, aceștia spun că și-au descoperit o nouă pasiune și vor să învețe cât mai multe pentru a deveni jucători cât mai buni. De cât timp joci șah? În jur de 3-4 săptămâni. Și cum te-ai gândit să te apuci de acest joc al minții? Mi se pare un joc interesant, în special dedicarea și răbdarea sunt punctele forte ale acestui sport. Te-ai gândit să joci joc de șah de performanță în viitor? Șah de performanță este o idee interesantă. Necesită timp, necesită plăcere să joci acest joc. Și te-ai gândit să joci pe viitor? Adică o să joci în continuare ca să performezi în acest... Dacă continui să mă joc cu prietenii care s-au înscris și ei la această frumoasă competiție, da. De cât timp joci? Nu prea joc așa de mult timp, mă apuc foarte rar din moment ce nu am cu cine. Am jucat când eram la țară cu niște prietene de ale mele. Cum ți-a venit pasiunea pentru șah? Păi, jucând. Tot jucam cu ele și ele și m-am învățat niște mișcări și niște mutări și m-am distrat cu ele și am zis că să încerc să joc puțin mai mult. Dar... Cum te-ai calificat în semifinală? Nu pot să zic ușor, nu pot să zic nici greu. A fost cât de cât ok, mi-a plăcut. Contează că m-am distrat, asta e ceea ce conta. De cât timp joci? De circa o lună. Nu joc de mult timp. Dar...
Da. Păi sincer, de la un prieten. Era o aplicație chess.com și, nu știu, a început să mă pasioneze. Șahul este un test de răbdare, nervi, puterea voinței și concentrare. Îți îmbogățește capacitatea să interacționezi cu alți oameni, îți testează sportivitatea în mediul competitiv și îți antrenează mintea în permanență. Activitatea de astăzi s-a dovedit a avea un mare succes printre tinerii liceeni, care de-abia așteaptă o nouă competiție.